Am lansat în consultare publică ghidul pentru finanțarea proiectelor pe servicii sociale pentru acest an. Scopul acestui ghid este de a pune la dispoziția fundațiilor, asociațiilor, organizațiilor care fac servicii sociale, finanțare pentru proiectele pe care vor să le implementeze în comunitate. Noutatea în acest an este că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Hospice Casa Speranței și a prezentării proiectelor pe care aceștia le fac, am introdus și o linie de proiecte despre și pentru sănătate mentală. Arele prioritare pentru acest an vor fi pentru victimele violenței în familie, violenței domestice, pentru vârstnicii care sunt singuri sau au nevoie de suport, pentru persoanele cu dizabilități și copii cu dizabilități și proiectele despre și pentru sănătatea mentală. Invităm pe toți brașovenii să ne trimită sugestiile și propunerile lor privind modificarea acestui ghid de finanțare a serviciilor sociale până pe data de 8 martie.